Așa arată o hernie de disc care urmează cel mai probabil să ajungă la cuțit. Dacă ai început să ai dureri în zona lombară, dacă ai început să te preocupi de ce este o hernie de disc, de ce apare aceasta și ce poți face tu ca pacient pentru a o trata, în acest material vă să-ți prezint câteva informații foarte, foarte utile despre de ce se produce această hernie de disc, care sunt pașii premergători să te prinzi, să preîntâmpini o astfel de problemă și ce poți să faci tu ca pacient pentru a ține situația sub control. Primul și primul lucru pe care vreau să ți-l prezint aici pe acest model este faptul că atunci când vorbim de o hernie de disc, vorbim practic de o ruptură a peretelui discului intervertebral prin care se va scurge nucleul pulpos către canalul nervos. Nervul este acesta de aici, cel cu galben, iar atunci când el este presat de în componenta discului, poate fi practic peretele discului intervertebral, caz care de obicei necesită o intervenție de urgență, deoarece este mult mai dur ca și densitate decât discul intervertebral, decât nucleul pulpos, sau poate fi nucleul pulpos care s-a scurs pentru o mică ruptură din perete și începe ușor ușor să inunde acest canal. Aceste două scenarii au o evoluție diferită deoarece contează foarte, foarte mult cât este de mare compresia pe care o resimți tu ca pacient la nivelul coloanei vertebrale. De obicei, dacă ai o compresie puternică apărută astăzi, este foarte greu să o gestionezi, deoarece corpul tău practic intră în șoc și nu poți să reziști acelei dureri și vei ajunge cel mai probabil la o intervenție chirurgicală. În schimb, dacă ai scenariul pe care să-l arăt aici, în care nucleul s-a scurs progresiv și a început să inunde canalul, a început să apese nervul din aproape, în aproape. În această situație vorbim de o posibilă recuperare cu ajutorul kinetoterapiei, cu ajutorul corecției de postură, stil de viață și așa mai departe. Deoarece corpul va încerca să vindece această hernie de disc prin toate mijloacele necesare. El va încerca să aducă acest disc în această situație. Acesta este un disc intervertebral sănătos în care nucleul pulpos este la locul lui, bine definit, înconjurat de aceste cercuri care alcătuiesc peretele discului intervertebral. Și neagul, după cum poți vedea aici, este cât se poate de liber să își desfășoare sarcina de a conduce impuls nervos de la creier către membre și de la membre să preia informațiile, să preia toată area aceasta senzitivă, să îți dea ție senzațiile. E bine, în momentul în care se produce această hernie de disc, corpul aici va fi sesizat că avem o problemă, inflamație, durere, contractură musculară. Și în acel moment în care le avem pe toate trei bifate, va încerca din capilarele vecine să absorbă acest fragment de disc, acest conținut este aici, însă procesul este unul lent. Nu se va întâmpla peste noapte. De aceea, când vorbim de o hernie de disc, de obicei pacientul are o bună responsabilitate în determinarea apariției acesteia. Și spun asta dintr-un motiv foarte, foarte simplu. 8, poate chiar 9 din 10 pacienți care se confruntă cu o hernie de disc sunt în scenariul în care aceasta se instalează progresiv. Nu apare astăzi, nu apare mâine, însă ai semne în fiecare zi. Ai puțină durere azi, puțină durere mâine și te înveți cu ea, încerci să treci cu vederea ce te deranjează la spate, iar la un moment dat faci o mișcare te duci undeva, faci un efort mai deosebit, mai intens și te trezești că te doare spatele. În acel moment, dacă ai pus ultima picătură care să umple paharul, poți să spui, băi, am făcut o mișcare și de acolo mi-a apărut hernia de disc. Nu, dacă se întâmplă să ai dureri de spate, o lună, două, trei și sunt acolo în fiecare zi alături de tine, ești pe drumul către o hernie de disc. Însă drumul acesta este mai lung sau mai scurt în funcție de stilul de viață al fiecăruia, de alimentație, de genetică și practic de cât de mare este grija și atenția ta pentru coloana vertebrală. În 8 din 10 cazuri, pacienții dezvoltă o hernie de disc în această lentă când desfășoară activități statice. Practic aici vorbim de stat la birou cu orele, pe scaun cum stau eu aici, fără să mă ridic pentru următoarele 8-10 ore și se întâmplă un fenomen cât se poate de simplu. Eu, când stau pe scaun o perioadă prelungită, discul de sus, pardon, vertebra de sus, va comprima discul cu toată greutatea pe care o are corpul mai sus de aceasta și îi va da o formă tot mai prăbușită. E bine, în momentul în care discul stă în această poziție în fiecare zi, la un moment dat Va începe să dezvolte slăbiciune în peretele acestuia, și acest lucru se întâmplă din un motiv foarte foarte simplu. De obicei, când stai o perală lungă pe scaun, nu stai în cea mai bună uh, postură. Stai practic cum poți, pentru că pe măsură ce tu ești atent la ce ai de făcut, corpul își face treaba. Dacă petreci drepti pe scaun jumătate de oră, vei începe să simți cum te doare fesa stângă, te doare fesa dreaptă, îți vine să te fâțâi, practic toate acele semne pe care corpul ți le dă, că ar trebui să iei o pauză. Însă treci peste ele o zi, două, trei și când se întâmplă acest lucru începi să ai o postură tot mai deficitară, iar pe măsură ce postura este mai deficitară și presiunea pe care o aplici pe discul intervertebral se schimbă. De obicei, nu este proiectați să stăm cu o postură cât mai aproape de anatomicul atunci când stăm drepti. Când stăm drepti avem curbura fiziologică a coloanei și acela este reperul nostru de aur în care toate forțele aplicate pe discurile intervertebrale, pe vertebre, pe mușchi și pe ligamente sunt minime și sunt dezvoltate din aproape în aproape de evoluția genetică. În momentul în care ne-am trântit pe scaun se întâmplă o mică problemă. Este ceva nou și aplic forțele fizice asupra discului într-un mod diferit. Asta, din păcate, determină apariția herniei de disc, apariția protruzilor de disc a desidatorilor la vârste fragede, la persoane tinere, 30-35 de ani, deoarece activitatea profesională a devenit foarte sedentară, deplasarea se face predominant cu autoturismul de iar și sedentar și din păcate, coloana vertebrală fiind un organ al mișcării, face parte din aparatul locomotor, trebuie pusă la treabă. Și aici intervine partea de kinetoterapie, în care noi, eu, colegii mei încercăm să dăm acest ton, încercăm să încurajăm persoanele să se miște, să înceapă să efectueze exerciții de recuperare, care mai departe să crească în intensitate în doza și să mergem să avem grijă de corpul noastre la o sală de fitness. Dacă te confrunți cu dureri de spate, dacă ai fost diagnosticat cu o hernie de disc, poți să mă contactezi în formularul de mai jos, să stabilim o consultație și să vedem care este cea mai bună soluție de tratament pentru cazul tău. De asemenea, te invit în comunitatea Honkineto de pe grupul de Facebook, unde găsești cele mai noi materiale pe care le postez și poți primi o serie de sfaturi utile de la persoane care se confruntă cu povești similare cu a ta. Asta este tot pentru astăzi, eu sunt Cosmin și îți doresc multă sănătate!